Mucenici moldovenești cu aluat de cozonac, rețeta de dulce. Sunt foarte pufoși și în clip vă arăt cum îi modelez ca să se rupă în fâșii. Peste 500 de ml de lapte ușor călduț, suportabil la deget, mărunțim 50 de grame de drojdie proaspătă. Puteți folosi și drojdie uscată, 14 grame sau 2 pliculețe. În continuare, punem și coaja rasă de la o lămâie netratată, o lingură de esență de vanilie, una de rom și 200 de grame de zahăr tos sau 10 linguri. Dacă vreți să iasă mai dulci, puneți 240 de grame de zahăr sau 12 linguri. Amestecăm și dăm deoparte. Între timp, cernem 1 kg de făină de tip 30-ouri. Batem 5 gălbenușuri cu o linguriță de sare și le punem și pe ele peste făină. Punem apoi laptele amestecat cu drojdia și restul ingredientelor de la începutul clipului și amestecăm puțin. Adăugăm și 100 de grame de unt topit și răcit și 50 de ml de ulei. În continuare frământăm până când se desprinde aluatul de vas, după care îl mutăm pe blat. Ungem blatul bine cu ulei și frământăm și lovim aluatul de vreo 20 de ori sau până când devine omogen și nelipicios. În aproximativ 5 minute, aluatul este gata, așa că îl putem pune la crescut într-un vas uns cu ulei. Îl lăsăm la local până când își dublează volumul. După ce aluatul a crescut, îl răsturnăm pe blat și îl împărțim în două. Luăm apoi o bucată și o împărțim în 8. Modelăm apoi fiecare bucată și îi dăm formă de biră. Luăm apoi câte una și o întindem bine cu un sucitor. Și acum urmează pasul care ne ajută să obținem mucenici care se rup fâșii. Rulăm foaia întinsă, așa cum vedeți și în imagini, și apoi o mai întindem bine dinspre mijloc spre exterior pentru a se sigila bine. În acest fel, mucenicii noștri se vor rupe în fâșii. La final le dăm formă de 8 sau S-uri. La coacere vor arăta asemănător, așa că eu le-am dat formă de S. Procedăm la fel și cu restul bucăților și dăm primii 8 mucenici la crescut. După ce au crescut, îi ungem cu ou bătut cu apă și îi coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, căldură sus și jos, fără ventilație. Procedăm la fel și cu cea de-a doua bucată de aluat, obținând în total 16 mucenici. Priviți cât de pufoși sunt! La final i-am uns cu miere diluată cu puțină apă și am presărat cu nucă pe deasupra. Dacă doriți, puteți trece și prin sirop cu zahăr, însă eu am renunțat pentru că vreau o variantă cu mai puțin zahăr. Dragii mei, am ajuns la finalul rețetei, vă invit să o încercați și până data viitoare, toate cele